Salut tuturor și bine v-ați episodat, fraților, sunt Șcan Clash Royale, pentru că s-a adăugat astăzi un challenge foarte interesant. Interesant. S-a adăugat touchdown, numai că acum nu este 2v2 touchdown, este 1v1 touchdown și nu îți dă nimica pentru fiecare win. Practic îți dă o carte de fiecare, o carte epică, o carte rară, o carte epică, o carte rară, nu înțeleg de ce, și aici loser-uri nu sunt. Poți să faci 11 win-uri fără să, chiar dacă pierzi, nu o să pun aici luzul și o să poți continua. Nu știu pentru ce au făcut ăștia la Supercell acest challenge, dar ci că este să ne pregătim pentru ceva foarte tare și cu multe, de-astea, cum se numesc, mă, de-astea, am uitat cum se numesc, rewards, în română am uitat cum e, dar în fine. Și cred că pentru asta să ne pregătim și acum... Touchdown-ul este 1v1, prima dată văd touchdown-ul 1v1, până acum era 2v2, dar în fine, dacă ăștia așa vor, și nu știu dacă ați observat, dar am ajuns și eu la 4143 trofei, nu este Challenger 2 desigur, dar măcar încerc să ajung în Challenger 2, așa că trebuie să-mi țin pumnii și să încerc să ajung Challenger 2, pentru că mâine se termină sezonul și... Data trecută, tot fix la sfârșit de sezon, am reușit să fac Challenger 2, acum sper să fie tot așa. Ok, la touchdown-ul acesta o să intri cu deck-ul tău, adică cu deck-ul acesta. Nu știu de ce, nu știu de ce să nu ești touchdown atunci, pentru că e 1v1 și încă și 1v1 cu deck-ul tău. Ce fel de touchdown o să iasă? Habar n-am. Uite aici, loser, n-avem. Ne dă și niște, un gold, frate, un gold. Și o să dăm de ăștia micuți aici, pentru că... Pro playerii nu cred că o să joace în challenge-ul ăsta pentru că Dumnezeu, pentru ce Dumnezeu le trebuie lor. Good luck, uite. Uite ce arenă și o să fie 1v1, lol. Măcar bine că am deck de splash și o să mai descurc. Așa, dă-ți pun și eu aici Electro Wizard-ul. Bă, dar o să iasă un challenge de Doamne ferește. Aici Mega Knight-ul. Uite că așa stai și a spameze. Și gata. Uite, pune Hogu și Hogu duce și dă un zap. Fain jucat, da. Îmi place challenge-ul ăsta. Băi, mai bine și nu-l făceau. Mai bine să rămâneam fără challenge astăzi. Dar făceau un challenge mai ca lumea. Măcar cu prize mai ca lumea. Așa, uite, pune Hogu, dă un zap și gata. Easy. Uite cum spamează într-o parte acolo. Tu uite, băi, de aici, băi. Dar eu am aici pentru Hog am Inferno Tower, așa că nu-mi bat capul. El are arcașa să-mi scoată Wizard-ul fără nicio problemă. Bă, și mă nervează asta cu Hog-ul, bă. În touchdown-ul trecut o scos Hog-ul, acum de ce nu l-ați scos? A? Bă, d-o dat zap-ul și am aici ăștia. Am scheletuții. A, da, bă, băgat arcașa, reușesc să bagi arcașele. Da. Pam 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 pam. Trebuie să am grijă aici ce fac. Pentru că nu vreau din nou să pierd. Bă, dar ce se fac la Hog, bă? Spuneți-mi mie ce se fac la Hog. A, uite, blochez Hog-ul acolo și gata, mi-au de-o grijă. Uite, bă, când Hog-ul nu poate trece, ești nebun. Nu putea trece Hog-ul. Dar prindeți aici în spate și să duc cu super mega viteză. Aici best de sigur. Opa, acolo Mega Knight a sărit. Nice. Hai că ăsta e win-ul meu. Dar frumos am jucat-o, v-ai zis cum am prins Hog-ul acolo. Cum am prins Hog-ul. Nu-i dădeam voie să iasă. Și așa îți fac mereu dacă spun Hog-ul într-o parte. Dă-l dracu. Cred că nu mai el deștept aici. Wizard aici. Deci mi se pare că spun coroane, nu fiecare win. Nu trebuie să faci 11 win-uri, trebuie să faci 11 coroane. Electro Wizard aici. Aici punem un Dark Prince. El a dat zap-ul, nu? Da. Și am pentru Lumberjack counter. Dă să mai pun și niște bets aici. Oh, stop! Lumberjack! Unde-ai pornit? Și ăsta e al doilea win. Sau nu? Uite bă cum a dat counter. Omoară bă arcașile. O, s-a dus Dark Prince-ul. LOL. Fix la fix. Hai ca să ne batem acum. Deci să ne împuțăm.
V-ați dus. Mă, dar e intens aici. E foarte intens. Iar Hogu. Cum să pui Hogu și să ții de o grijă? Și să nu spese ce faci mai departe. Skeleton Army aici. Oh, credeam că ați duc Hogu încolo. Beți aici. Dă-ți bag un Electro Wizard aici și-ți ducă singur, așa? Bă, dă-i am Arrows. De ce nu-l folosesc? Du-te, dar prienți. Easy. Oh, cum o dat zap-ul ăla. Așa. Bag Skeleton Army aici. Beți aici. O dat zap-ul acolo. E prea intens, bă, 1v1 e prea de tot. Nici 1v1, mă. Singur, măcar să fie double elixir, știi? Dar așa nici double elixir nu a făcut. Da, bă, Hoku Rage, du-te, dracu, bă. Bă, interesant, nu? La început am zis că nu e interesant, dar e așa intens, e adrenalină. A, bă, ce trebuie să faci 11 win-uri? Du-te, bă, dracu, să fac 11 win-uri pentru ce? Nici măcar un chest bun la sfârșit nu să-mi dea. Să fac 11 win-uri pentru un skeleton? Du-te, dracu. Mă joc acum și gata. Nici nu mai intru în challenge-ul ăsta. Stau să-mi pierd timpul. Mai bine stau și farmez decât să... Pe last day decât să... Fac asta. Să mă joc challenge-ul ăsta. Și-au luat Xbox, apere. Ei, așa și-au pregătit deck-uri, mă. Dar pentru ce vă chinuiți așa de tare, bă? Pentru ce vă chinuiți? Pentru o carte? Hai să fim serioși. Nici nu... De cu asta, challenge-ul ăsta a fost așa făcut în bad jocoră. A, săracilor, ați vrut challenge, nu poftim. Bă, ce serios, ați duc dar prin așa să-i fac un win? Nu. Nu s-a dus. Au glumit. Bă, mă nervează asta cu X-Bow-ul lui. Trebuie să pun pe căsile prin colțuri. Prin colțuri X-Bow n-are range. Pregătim Arrows. Frumos. Uite, X-Bow nu se activează acolo. A, s-a activat, lol. Dar și X-Bow are tot range-ul ăsta? Imposibil, bă. Măcar Valkyria s-a omorât. Nici pe Valkyria nu puteți omorâ, mă. Că cu Valkyria aici contează fiecare XP. Ui, HP. Ai mult, ai puțin. Chiar dacă ai puțin, poate să te bată. Hai cu double elixirul. Nice. Dar prinț aici. Electro Wizard aici. Hai bă, un Liliac să duc acolo. Are Splash, animală. Hai bă, X-Bow, sari... O, pui, X-Bow, Mega Knight. Bă, mi-au părlit liliecii. Bă, gândacule. Bă, și de care e ăsta? Măi, n-aș fa, bă, challenge-ul ăsta. Mă chinui, dar nu știu pentru ce mă chinui. Ce faci, mă? Asta credea că dacă îmi dă... îmi trage Electro Wizard, n-a să-l pot bate. Tu uite pe Dicea. Mm-hmm.
Ei, așa stăm, așa ne batem și totul eu o să pierd. Dar și pe ăsta pot să-l câștig. Bă, am uitat că Xbox-ul trage de parte. Și mi-a să mi-o moare dar prințul. Ha, bă, nu pârlei Mega Knight-ul. Dar uitați săgețile. Du-te, du-te, dar are Wizard-ul. E nașpa Wizard-ul. O, Mega Knight-ul încă e în viață, nice. Uite, un schelet îți duce și easy win. Un schelet, vă, s-a dus, un schelet, n-a fost prins în tornadă și... Da. Bine, fraților, cam ăsta a fost episodul. Dacă doriți să vă jucați la challenge-ul ăsta, puteți să o faceți. Eu, desigur, nu o să fac asta, uite. Am făcut un win pentru o arcașă și fac 11 win-uri pentru un schelet. Hai să fim serioși, mă. Hai să fim... Deci nu trebuia scris touchdown is back, dar... waste of time is back. Pierdeți-vă timpul, fraților. Păi, că nu numai că vă pierdeți și nervi în arenă, dar mai pierdeți și timpul în challenge-ul ăsta. Poftim, dacă vreți challenge, v-am făcut challenge. Deja, pe preferință. Nu mulțumiți, nu mulțumiți. Bine, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați de un like, să vă abonați, să distribuiți acest clip, mă ajută foarte mult. Și noi ne vedem data viitoare la un alt episod. V-am pa pe toți. Pa, pa!